Scafandrii militari se antrenează acum în cel mai modern sistem de scufundare simulată din Europa, parte integrală a laboratorului Hiperbar din cadrul centrului de scafandri. Centrul 39 Scafandrii din Constanța marchează astăzi un moment istoric în domeniul scafandriei românești, și anume inaugurarea noului laborator Hiperbar, fiind și cel mai modern de până acum. We have delivered systems like this in China, in Singapore, in Norway, in many other countries, the United Arab Emirates. And after 20 years, finally, we arrived at this important step. An important step like this equipment, which is the most modern equipment in the world in this category. Noul sistem de scufundare simulată le permite scafandrilor să facă mai multe tipuri de antrenamente. Mai mult decât atât, dacă în vechiul bazin de scufundare nu puteau intra mai mult de 2 scafandri, acum se pot scufunda mai mulți. Bag camera din spatele meu, am reușit să o mărim pentru 6 scafandri, am optimizat și am întors toate intrările în barocameră, atât aceasta cât și cea de la simulator, toate către pupitrul de comandă, pentru ca cei de la suprafață, echipa de la suprafață, să aibă permanent controlul a ceea ce se întâmplă în hală. Vedem că ne dezvoltăm către capabilități de nișă pe care le putem produce repede și care, prin ceea ce pot realiza, produc o diferență în ceea ce privește capacitatea noastră operațională la Marea Neagră. Lucrările de modernizare a sistemului de scufundare au durat mai mult de 2 ani de zile. Acesta a fost construit la Timișoara, iar ulterior a dus și montat la Constanța, la centrul 39 Scafandri. Proiectul de modernizare a laboratorului a luat naștere atât în urma necesității de adaptare la tehnologia zilelor noastre, cât și ca urmare a dorinței scafandrilor militari de perfecționare în vederea îndeplinirii celor mai complexe misiuni specifice la nivel național și internațional. Costul lucrărilor se ridică la aproximativ 10 milioane de euro, bani de la Ministerul Apărării. Prin multă muncă, prin tenacitate, prin multă cunoaștere, am reușit să realizăm acest important proiect pentru forțele navale române, pentru următoarele decenii, pentru pregătirea scafandrilor de luptă, pentru pregătirea scafandrilor de incursiune, a scafandrilor de mare adâncime. Centrul 39 Scafandri este o unitate de elită a forțelor navale române. Scenariile la care pot să răspundă structurile centrului au în vedere intervenții subacvatice, operații militare, acțiuni de menținere a păcii și umanitare, misiuni de prevenire și combaterea terorismului sau de înlăturare a pericolului generat de dispozitivele explozive clasice sau improvizate, atât pe teritoriul național cât și în afara acestuia, independent sau în cooperare cu alte forțe similare NATO.